Nadia Comăneci, cea mai bună gimnastă din istorie. Tu ai un număr preferat? Al meu e 10. Știi de ce? Pentru că atunci când iei nota 10 la ceva, înseamnă că ți-a ieșit perfect. Adică mai bine de atât nu se poate. În ce mă privește, în una din cele mai importante săptămâni din viața mea, am primit mai multe note de 10. Dar am să vă spun un secret. Bine, două. Primul secret este că dacă vrei să iei nota 10, trebuie să muncești foarte mult. Iar al doilea este că pentru a obține acea notă de 10, trebuie să-ți placă foarte mult ce faci. Dacă n-ai muncit și nu te-ai distrat, la ce-ți mai folosește nota maximă? Numele meu este Nadia Comăneci și sunt considerată cea mai bună gimnastă din istorie la categoria gimnastică artistică. Mai mult, cu săriturile mele surprinzătoare și cu exercițiile excelente, am făcut milioane de oameni din întreaga lume să se bucure de acest sport. Vrei să afli cum am reușit? Iată povestea mea. M-am născut într-un orășel din România, în anul 1961, într-o vreme când oamenii din țara mea nu aveau prea mulți bani, dar munceau din greu. Tatăl meu, de exemplu, era mecanic auto, iar mama funcționară. De la o vârstă foarte fragedă mi-am dorit să fac și eu ceva și pentru că nu puteam să fiu nici mecanic, nici funcționară, m-am mulțumit să alerg și să sar. Îi înnebuneam pe părinți fiindcă nu stăteam niciodată locului mai mult de 10 secunde. Tot timpul mă cățăram pe mobilă, mă urcam în cei mai înalți copaci din cartier sau făceam tumbe pe coridor. Nadia! Unde e copilul ăsta? Dragă, ai văzut fata pe undeva? Cucu! Aici sunt! Într-o zi, la școală, au venit doi antrenori care le-au rugat pe toate fetițele de 5 ani să facă roata. Unele dintre colegele mele s-au rușinat, altele nu știau să facă, dar eu, da, m-am ridicat și am făcut roata odată. Încă o dată și încă o dată, că poate nu văzuseră bine. Domnul, care se numea Bela Caroli și avea mustăți mari, a început să aplaude, iar soția lui, Marta Caroli, s-a apropiat de mine și mi-a spus că ar dori să vorbească cu mama chiar în după-amiaza aceea, când va veni să mă ia. Doamnă Comăneci, am vrea ca fetița dumneavoastră să vină la școala noastră de gimnastică. O să obosească? Chiar foarte tare. Bun, atunci poate să înceapă de mâine. După cum vedeți, părinților mei le surâdea ideea că voi fi mai obosită. În felul acesta, la ora cinei, n-ar mai fi fost nevoit să mă caute prin toată casa ca până atunci. La școala de gimnastică, unde erau antrenori Bela și Marta, se muncea foarte mult. Uneori stăteam acolo chiar 6 sau 7 ore pe zi, pe lângă școală. Dar îmi plăcea la nebunie să fac piruete, să sar pe trambulină, să mă rostogolesc pe saltea și să mă agăț de bare. Și 10, 11, 12, 13, 14, 15! Nadia, ți-am spus să faci 10 flotări, nu 15. Da, dar e mai amuzant să faci 15. Data viitoare o să fac 20. Bela și Marta erau încântați de mine și eu de ei, pentru că mi-au încredințat toate secretele gimnasticii artistice. Foarte curând aveam să încep cursurile cu fete de la alte școli de gimnastică. Am câștigat un turneu în orașul meu și am continuat să mă antrenez.
Apoi am câștigat un turneu în zona Carpaților, care sunt munții din regiunea unde locuiam. Și am continuat să mă antrenez. La 9 ani am ajuns campioana țării mele, România. Și am continuat să mă antrenez. La 13 ani am călătorit în Norvegia ca să particip la campionatul european, iar acolo m-am simțit foarte bine din două motive. Am văzut un ren, ca aceia care trag sania lui Moș Crăciun, și am câștigat 5 medalii de aur. Dar am continuat să mă antrenez. De ce? Pentru că îmi plăcea să mă antrenez. Îmi plăcea să câștig și mai ales pentru că se apropiau Jocurile Olimpice, competiție care se organizează din 4 în 4 ani și la care participă cei mai buni sportivi din toată lumea. Simțeam că trebuie să fiu și eu acolo. Și am fost, bineînțeles că am fost. Am călătorit spre un oraș numit Montreal, din Canada, unde existau, desigur, reni. În prima zi, mi-am făcut exercițiul la paralele inegale, care este un aparat format din două bare așezate la înălțimi diferite și la care gimnastele execută întoarceri și salturi. Atunci s-a întâmplat ceva cu totul neașteptat. Arbitrii mi-au dat prima notă 10 la gimnastică din istoria Jocurilor Olimpice. Au decis că exercițiul meu a fost perfect. Dar m-am și speriat, pentru că nimeni nu mai primise nota 10 până atunci, iar tabela nu era pregătită să afișeze note decât până la 9,99, așa că a afișat nota 1. Am luat doar nota 1, Bela, dar nu am executat atât de prost exercițiul. Nu, dragă Nadia, ai luat primul 10 de la olimpiadă! Serios? M-am întors acasă cu 7 note de 10, mă rog, de 1, și cu 5 medalii, 3 de aur, una de argint și una de bronz. La 14 ani am devenit cea mai tânără gimnastă care a câștigat vreodată concursul de individual compus la Jocurile Olimpice. Eram foarte fericită, dar nu mă așteptam să-i fac fericiți pe atât de mulți oameni. Când am coborât din avion la București, capitala țării mele, m-a așteptat foarte multă lume. Ce e cu toți oamenii ăștia, Bela? Au venit să te întâmpine, dragă Nadia. Pe mine? De ce? Pentru că i-ai impresionat cu exercițiile tale de gimnastică și acum ești faimoasă. Mamă! Și trebuie să dau mâna cu toată lumea? Oamenii au început să-mi spună Zeița de la Montreal. L-am întâlnit pe președintele țării, Nicolae Ceaușescu, și am devenit un model pentru multe fete de pe tot globul. Peste noapte, cu toate le voiau să se facă gimnaste. Ca să-mi păstrez entuziasmul, am început să fac exerciții din ce în ce mai grele. De exemplu, aterizarea comăneci. O încheiere de exercițiu la paralele, cu un salt pe spate și o întoarcere înapoi. Dar mereu există riscuri. În 1979, când eram în Statele Unite ale Americii și participam la campionatele mondiale, m-am tăiat la încheietura mâinii și am făcut o infecție. M-am dus la spital și doctorii mi-au spus că e mai bine pentru mine să nu mai concurez. Dar mă plictiseam privind concursul la televizor și, în plus, nu muncisem atât ca să stau acum într-un pat de spital. Așa că am fugit și am participat la proba de la bârnă, care constă în piruete pe o scândură lungă. Deși nu am luat 10, am primit o notă foarte bună, 9,85, și am ajutat România să câștige pentru prima dată medalia de aur la proba pe echipe.
De la Jocurile Olimpice de la Moscova în 1980, m-am întors cu încă 4 medalii. 2 de aur și 2 de argint. Dar deodată în țara mea situația nu mai era deloc veselă. Românii se săturaseră să muncească mult, dar să rămână săraci și să nu poată trăi mai bine. Așa că mulți au hotărât să plece din țară, mai ales în Statele Unite. Iar președintele Ceaușescu s-a gândit că, dacă plec și eu, oamenii vor fi și mai supărați și se vor revolta împotriva lui. Nu-și permitea să o piardă pe zeița de la Montreal, marea campioană a României. Deși mie nu-mi trecuse prin cap să plec în altă țară, am început să fiu spionată și controlată peste tot unde mă duceam. Bela, cred că ne urmărește cineva. Și eu cred. Ce să facem? Dacă ne ascundem. Știu eu cel mai bun loc, într-un șifonier. Cu timpul, situația a ajuns insuportabilă. Când am devenit majoră și am încetat să mai particip la competiții, Ceaușescu mi-a interzis să părăsesc țara, iar spionii lui au continuat să mă urmărească peste tot. M-a transformat în prizonieră în orașul meu natal. Atunci am hotărât că trebuie să plec. Niște prieteni m-au ajutat să mă pregătesc și într-o noapte ne-am deghizat, i-am păcălit pe milițienii care ne urmăreau și până la urmă am trecut granița pe jos, prin munți. Dacă ne întâlnim cu cineva? Păi, le spunem că a plecat circul fără noi și că îl căutăm. Mi-a fost tare frică. Dar a doua zi de dimineață am ajuns în Ungaria. De acolo am plecat spre Austria și în fine am putut zbura spre Statele Unite ale Americii, unde mă puteam mișca în voie, fără să fiu spionată. Coșmarul se sfârșise. Când am plecat, oamenii au început să se revolte și mai mult împotriva lui Ceaușescu, care, după puțin timp, n-a mai fost președintele României. Atunci aș fi putut să mă întorc acasă, dar eram deja în Statele Unite ale Americii și m-am hotărât să rămân un timp acolo. Mai întâi pentru că fusesem invitată să particip la multe spectacole demonstrative de gimnastică. Apoi, pentru că îl cunoscusem pe un campion olimpic la paralele numit Bart Kanner, de care m-am îndrăgostit și cu care m-am căsătorit. Deși mă retrăsesem din activitate, oamenii n-au uitat-o pe zeița de la Montreal. Astfel, în 1999, am devenit prima sportivă care și-a spus povestea la Națiunile Unite, organizația care reunește toate țările lumii. Aventura mea a început la 2 ani când m-am cățărat într-un copac. Wow! Și părinților nu le-a fost frică? Ei, puțin! Bart și cu mine ne-am mutat într-un oraș numit Oklahoma, în centrul Statelor Unite ale Americii, unde am deschis o școală de gimnastică artistică pentru copiii din zonă. Bravo, Leslie! Foarte bine! Crezi că arbitrii o să-mi dea nota 10, Nadia? Ce 10? Cel puțin 15! În Statele Unite ale Americii mi-am găsit o a doua casă, deși deseori mi-e dor de țara mea. De aceea merg în România de câteva ori pe an pentru ca fiul meu, Dylan, să cunoască țara unde am crescut și să viziteze clinica din București care îmi poartă numele. Acolo sunt primiți și îngrijiți copii bolnavi care nu-și permit să plătească tratamentul. Mă numesc Nadia Comăneci și aceasta este povestea mea. M-am născut într-o țară unde am fost învățată să muncesc din greu. Când eram foarte mică, am început să fac ceva care mi-a adus multă bucurie și pentru că m-am străduit și m-am și distrat, am încetat să mai fiu fetița care se cățăra în copaci și am devenit
gimnasta cea mai cunoscută din istorie. Am inventat și o mișcare cunoscută sub numele de aterizarea comăneci. Am fost și prima fată de nota 10 de la Jocurile Olimpice. Presupun că nu ți se mai pare ciudat că numărul meu preferat e 10. Și acum, spune-mi, ți-a plăcut povestea mea? Ce notă i-ai da? Pentru că mie mi se pare că a fost perfectă. Sfârșit. Aceasta este povestea ei.